Salutare, oameni buni și bun găsit la un nou clip. Sunt Daniel și astăzi vreau să-ți prezint ție, omul care stă mai mult în bucătărie sau de ce nu dumneavoastră, doamnelor, cele care ne pregătiți, eu știu, fel și fel de rețete gustoase de mâncare, modul simplu de a scuți un cuțit. Este cel mai ușor mod și pentru cei care mă condamnă și spun, păi stai mă că uite, ne înveți tu să scuțim noi cuțitele, că noi mergem la polizor, noi le dăm așa frumos pe perie, le tragem la... eu știu ce, șmirgheri și alte chestii abrazive, o pilă, un dispozitiv special cu care se ascultă cuțitele, să știți că, da, aveți dreptate, domnilor, așa se fac în general astfel de operațiuni de ascuțire. Dar eu vin în ajutorul doamnelor, mai ales pentru că, pur și simplu, cred că și doamnele pot să facă astfel de intervenții la cuțitele de bucătărie, și să nu se accidenteze și este extrem, extrem de ușor. Credeți-mă că mulți dintre noi, nu știu, poate am avut așa o mustrare verbală din partea doamnelor sau, mă rog, a părinților și au spus, băi, pune mâna și ascute și tu cuțitul ăla că nu mai taie deloc sau că efectiv îl arunc sau, mă rog, ceva de genul. Mulți dintre noi luăm mai așa, mai în glumă chestia aceasta, luăm repede un cuțit, îl luăm și pe al doilea, facem de 10 ore așa și spune, da, poftim, uite, ia-l, merge acum, wow, e perfect. Într-adevăr, se poate ascuți și așa în acest mod, dar dacă dumneavoastră vă uitați acum, în secunda când vedeți acest clip la cuțitul nostru de bucătărie, o să vedeți că mai ales în partea inferioară, lângă mâner, încep să apară niște adâncituri în lamă. De ce? Pentru că noi ascuțim ceva de genul acesta, numai în această zonă. Nu este bine. Când ascuțim, să stau așa ca să vedeți, când ascuțim trebuie să mergem cu acest cuțit de-a lungul lamei până sus și invers. Până sus și invers. Și așa cuțitul acesta o să fie ascuțit. Dar cu acesta ce facem? Păi îl schimbăm. Și facem și cu acesta aceeași mișcare. Până sus și până jos. Pentru că dacă facem numai aici, da, se va ascuți, dar se va ascuți numai această zonă și această zonă o să taie, dar partea până undeva mai sus nu o să taie. Așa că, atenție, această ascuțire trebuie făcută într-un anumit fel. E bine, nu vreau să vorbesc despre acest mod de ascuție, pentru că mă gândesc că îl știm toți. Toți prin bucătărie avem, eu știu, o ceașcă. O simplă ceașcă. Sau... o cană. Sau, de ce nu, mă rog, o farfuriță. În cazul meu este o strachină, sau mă rog, cum o numesc alții. Dacă avem aceste lucruri prin bucătărie, să știi că suntem salvați. Mulți dintre noi, garantat 100%, nu am făcut așa ceva. Să vă arăt că o să vă prindă bine această mică informație și sigur 100% o să vă ajute pe viitor. Deci, ce facem cu aceste lucruri pe care vi le-am arătat puțin mai devreme? Ca să vedem așa și cu probă, avem o coală pe care o ținem pentru cărcotaș în acest fel și încercăm să tăiem. Observați. Deci nu tai cu orice îi faci. Și acesta agață puțin. Haideți să vedem dacă vom face aceste două cuțite să taie folosind ceea ce v-am arătat eu. Haideți să las aici, că deja nu mai vă interesează prea mult cum arăt eu. Și să vedem cum se folosesc aceste mici lucruri din bucătărie. Cană. Se întoarce invers. Și observați că aici, în partea de jos, are o zonă care este foarte aspră. Se ia cuțitul. Ideal ar fi să și o umezim puțin. Dar eu nu o să mai fac acest lucru. Și cu mâna ținem de aici de coadă ca să nu ne accidentăm. Și ce facem? Priviți. Degetul, pentru a avea o oarecare stabilitate și să apăsăm ușor lama cuțitului de partea inferioară a cănii. Și observați. Este foarte, foarte, foarte ușor. Atenție să nu ne accidentăm. Totdeauna punem cana și o ținem pe ceva mai solid. Și facem așa, nu știu, de 10 ori, de 15 ori. Până sus. Deci din partea inferioară până în partea superioară. Spre vârful
cuțitul. După ce am făcut pe această parte, nu avem decât să ținem cuțitul invers și să facem și pe partea opusă. Și continuăm. 10-15 ori pe parte, 10-15 ori pe partea cealaltă. Deci, mi se pare mai mult decât ușor. Neapărat, cuțitele trebuie să fie spălate. Și la fel și cana, bineînțeles. Deci, observați cât este de ușor. Pentru că după ce ascuțim, o să observați că aici, ca să observați și dumneavoastră, se va forma o zonă unde este deja uzat, dacă pot spune, partea inferioară a cănii. Așa că trebuie spălat toată zona sau putem folosi altă zonă. Mă gândesc că avem și alte căni prin bucătărie. Același lucru putem face și cu ceașca, doar că este puțin mai mică. Și vedeți, există posibilitatea să vă și accidentați, dar eu zic că merge. Ce se întâmplă? Mulți folosesc acele gresii de ascuțit. Este foarte bine. Dar vă asigur că undeva, nu știu, dacă locuim pe la bloc, nu avem mereu la îndemână acele gresii. Și mai sunt și doamnele și alte persoane care n-au disperitatea aceea să ascută pe gresii. Deci mi se pare destul de ușor ceea ce v-am arătat eu. Și același lucru putem face chiar și cu acest castronet. La fel, partea, ca să nu urgim foarte mult. Deci dumneavoastră ați observat ce am făcut eu, nu? Ceva foarte practic, foarte simplu. Haideți să vedem dacă am rezolvat problema și să dăm motiv cărcotașilor de discuții. O coală, primul cuțit. Deci oameni buni, se pare că funcționează. Vă dați seama că dacă insistăm mai mult, automat cuțitul o să taie mult mai bine. Ați văzut cât de ușor se pot ascuți aceste cuțite. Grijă la mânuțe, să nu ne accidentăm. Feriți copiii de cuțite și alte obiecte care pot aduce necaz într-o familie. Credeți-mă, am văzut multe la viața mea. Și dacă, aici mă refer la domn, dacă, eu știu, e interesantă emisiunea care e la televizor, nu vreți să vă deplasați, să începeți tot felul de lucrări prin atelier, mai ales duminica sau, eu știu, un altă sărbătoare care pur și simplu nu vreți să lucrați și nu vreți să faceți nimic, folosiți aceste metode și vă spun că sigur 100% cuțitele noastre o să taie. Așa, în cursul săptămânii, o dată pe săptămână, puteți folosi celelalte metode care sunt prezentate, eu știu, de oamenii care sunt creatori de conținut. Vă urez spor și aveți grijă de dumneavoastră și cuțitele dumneavoastră. Mai bine!